Și Petiarus are doar o șansă de a-și folosi plasa. Acum trebuie să intervin pentru că cumva povestea. Mergeți mai câte public, bă! Du-te câte public! Stai! Stop! E handicap! Hai să-i cutor! Hai să-i cutor! Mai aproape de public! Vreau să ofer vouă spectacol, nu să se distreze ei! Mai aproape de public! Hai să-i cutor! Hai că stii! Fugi, Retiarus, fugi! Îți dați distanța! Wow! Oh, ce amabil e, dă și sabia înapoi. Aproape, mai încolo. Îmi dai seama că e fake. Hai să-i cutor, hai! Dracu să-i dai. Ha. Îmi dai seama că era lăsat de rampă de mult. Aproape! Ofițiu un spectacol. Hai! Intră pe executor! Nu! Nu l-am urât! Ares! 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 Cred că este extenuat. Întrebăm lumea. Publicul! Ce zice publicul? Oare Ares? Mito, mito, mite, mite înseamnă milă, înseamnă cruțare și iugula înseamnă moarte. Ce facem? Pentru securul nostru s-a optat ok, s-a optat din spectaculos sau merită să moară? Iugula! 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 Sau mite? Care vrea mite? Cine vrea mite? Hai, care strigă mai tare ăla? Mite! Mite! Pare rău pentru cei însetați de sânge. Gata, mite, a fost salvat. În momentul în care gladiatorul a ridicat două degete în sus, înseamnă că a cerut milă, înseamnă că a cerut mite. Asta înseamnă că vrea să jareva și vrea să mă lupte încă o dată. Și acum își pene este acest provocator. Nu pe el fac un luptător. Este o luptă tehnică, fiind ambii echilibrați, amândoi având aceeași armură și aceeași armă. Foarte bine protejați. Eu aici o să intervin să nu intru peste voi. Hai de cap, o lovitură în cap. Asta o să-l coste. Creasa lui o zgudui. Hai să vă aud, vreau galerie. Provocator. Atilus, cine ține cu Atilus? Tare să vă aud! Atilus! Atilus! Uite, uite ce curaj, câtă adrenalină! Atilus! Și cine ține cu Atricus? Atricus! Ai auzit, Atricus? Trebuie să câștigi! Atricus! Hai! Fără milă! Acești luptători nu se menajează! Du-l mai în față! Du-l mai în față! Vreau să vadă toată lumea cum a pierdut! Nu se lasă! Încă mai este ceva forță în el! Aici au ajuns, deseori luptele de gladiatori ajungeau la pământ. Era o luptă corp la corp, de acolo vin și luptele romane. Și până la urmă e o luptă pentru viață și foarte așa că orice-i permis. Atilus, Atilus.
Sporting-ul s-a învins, mie mi se pare. Nu știu dacă mai are o surpriză pentru noi Atricus, dar nu cred. Cred că Atilus o câștiga. Atilus, nu-l omorâ! Încă nu-i mort. Gladiatorii, ca să nu se facă morți, erau sclavi care aveau fier încins și îi împungea în coaste. Atilus! Pana nu l-a descurajat. Hai acum să vă aud. Salvăm Patricus sau nu? Mite sau iubula? Voi decideți. Publicul vrea sânge sau nu? Iubula sau mite? Mite sau iubula? Mite, mite! Prea multă milă în publicul de astăzi. Nu înțeleg de ce. A luptat așa de bine. Iugula, partea aia zice mite. Astăzi publicul este extrem de impresionat de gladiatorul nostru și așa le-a curțat încă o dată viața. Incredibil. Întotdeauna publicul cere sânge. Bravo, Atilus. Bronzul a fost bine cheltuit. Avem aici un exemplar, un Ahile al legiunii. Legiunii, eu am fost legionar roman, de-aia întotdeauna. Nu vreau să zic legiunii, deși acum... Bravo, Atricus, ți-ai câștigat viața! Vreau să vă dau avocată, știți, ori este în dificultate. Eu trebuie să stau aici pe lângă voi. Adică nu, gladiatorii nu prea vedeau în cască. Casca era ca rol defensită, în același timp și respirau greu și vizibilitatea era foarte, foarte mică, redusă. Până dată fata Retearius, extrem de interesant aici. Hai, Retearius! Ține distanța! Grijă la Scisul! Nu mișelește! Retearius a... Hai, Retearius a murit! Da, plasa încheise! Hai de capul meu între... Hai de capul meu... Scisorul, nu! Omoră! E gata! Cât s-o mai rămas? Da, că nu-i gata. Că alianța nu cred că e definită. Ai, omorită, ce mișe! Nu cred! V-am povestit eu de Spiculus că n-are mamă, n-are tată. Hai, provocator, nu te lăsa! Nu te lăsa! Hai, Roma! Roma trebuie să câștige! Nu! Nu! La Dark West! La Dark West, Spiculus învinge! Spiculus!